Salutare, oameni! Tocmai am ieșit de la Postbar, de aici, din spatele meu, și am decis să vă împărtășesc și vouă din experiențele mele cu această bancă. Cei dintre voi care deja ați văzut clipul cu cumpărarea unei locuințe în Germania, ați observat deja că în urmă cu 2 ani de zile am accesat un credit imobiliar de la ei. Nu sunt plătit sau favorizat într-un anumit fel de această bancă și de nimeni altcineva pentru a vă face acest clip, doar vreau să vă împărtășesc exact experiențele mele cu această bancă și de ce eu mă pot declara un client mulțumit a acestei bănci. În primul rând, pentru cei dintre voi care nu stați prea bine cu limba germană și aveți nevoie de un translator în limba română, la această filială din Herrenberg o veți găsi pe româncuța noastră, pe Maria Diana Tamen, care vă este dispusă tot timpul să vă ajute, este acolo pentru voi și vă va ajuta în consilierea financiară, adică vă va fi consiliera în orice probleme financiare veți avea. De fapt, toți consilierii din această bancă, nu doar Maria noastră, sunt foarte prietenoși, deschiși și adevărați profesioniști pregătiți să te ajute pe tine, să te consilieze în a te ajuta pe tine, în a obține un credit avantajos, nu în a obține vânzare băncii, ci să te ajute pe tine. Dar, în special, româncuța noastră, Maria Diana Tamen, ea este o persoană foarte prietenoasă, cu o experiență de peste 7 ani doar aici, doar în Postbank. De fiecare dată când am apelat la serviciile bancare ale acestei filiale bancare, mi-a plăcut îndeosebi transparența cu care am fost tratat. De oricare din acești berateri, nu doar de Maria noastră, cât și de restul. Am apelat cam la fiecare în parte. Și de fiecare dată acești berateri nu au încercat să-mi bage produse pe gât, să-mi încheie Bausch Parfaitreger fără să am idee ce reprezintă acestea, ci au încercat să-mi ofere asigurările de care am nevoie, să-mi explice ce sunt aceste asigurări, la ce îmi sunt necesare, dacă îmi sunt necesare, și de asemenea au încercat să-mi reducă tot timpul costurile la minim, perioada de plată, să-mi fie extinsă pe perioada în care eu să pot face față plății și să am o dobândă cât mai joasă și de asemenea asigurări cât mai mici. Vă spun acest lucru pentru faptul că mulți dintre voi deja știți, Germania este țara asigurărilor. Aici fiecare asigurator vrea să-și vândă asigurările. Fiecare bancă aproape vrea să-și atragă clienții să le facă tot felul de contracte, de regulă păguboase. Acest lucru mie personal nu mi s-a întâmplat în această bancă. Mie mi s-a explicat, de exemplu, și de 5 ori ce prevede contractul înainte de a-l semna. Nu mi s-a făcut niciun fel de pressing, semnează acum și după aia să nu știi ceea ce ai semnat, ci mi s-a explicat fiecare termen din contractul respectiv. Cu Bausch Parfaitreger nu mi-au băgat unul pe gât, ci mi-au explicat frumos la ce este bun, când am nevoie de el și când să îl deschid. Când îl pot folosi ca mie să-mi fie de ajutor acest Bausch Parfaitreger, nu lor, ci mie ca și client, mi-au explicat exact când îl voi putea folosi și de ce. Acest Bausch Parfaitreger, în cazul meu, după cum mi s-a recomandat și după cum am dedus și eu că este bine, l-am deschis odată cu accesarea creditului, nu înainte. Bineînțeles, de la caz la caz, depinde în funcție de necesitățile tale, depinde de starea ta financiară și de multe altele, despre cum îți este ție rentabil orice contract. Încă o dată, nu vreau să spun că Postbank este banca la care tu trebuie neapărat să mergi să închei un contract, este cea mai bună, nici din greșeală. Spun doar că între băncile la care mergi, dintre băncile la care vrei să mergi în vizită, ar fi bine să faci o vizită și la Postbank. Este o bancă care este înclinată spre client. De asemenea, nu vă recomand absolut deloc sau aproape deloc portalele online, de la care, dacă nu obțineți o finanțare avantajoasă care să ziceți da, o vreau, veți rămâne doar cu o afectare a scoringului Șufa, care vă va afecta dobânzile pe viitor. Este Șufa. Șufa este o instituție în Germania care vă urmărește comportamentul financiar al clientului, al tău, al meu, al fiecăruia dintre noi. Dacă un credit este sau nu acordat în viitor, la fel și dobânda creditelor este stabilită în parte de acest scoring al Șufa. Ok, simt că deja m-am cam prelungit și abătut de la subiectul clipului și am făcut până aici doar educație financiară. Așadar, am fost azi în vizită la prietena noastră, de acum înainte, sper să o apelați și voi, vă o recomand cu drag.
la Maria Tamen, aici în Herreberg. Din două motive. Primul a fost pentru că aș avea nevoie să schimb contul bancar, contul de debit pe care l-am. Aș dori să încerc o altă bancă decât cea la care am fost până acum. Iar al doilea motiv ar fi un credit de nevoi personale. Oferta pentru cont mi s-a părut foarte bine gândită spre client. Clientul are opțiunea de a alege tariful în funcție de necesitățile sale, cu oferte între 1,90 euro și 9 euro pe lună. Iar ceea ce m-a interesat și mai mult a fost prețul unui transfer de bani din Germania în România, adică cum aș putea să trimit bani acasă, care ar fi costul. Nu costă absolut nimic. Transferurile din cont, direct din contul tău, dacă îți deschizi un cont la Postbank spre România, sunt total gratuite. Pe urmă, Postbank include cam toată paleta de produse bancare, de la conturi până la împrumuturi auto, imobiliare sau de nevoi personale. De anul acesta, la credite de nevoi personale, dobânzile încep de la 1,75%. De asemenea, atenție la asigurările creditelor. În principiu, asigurările sunt foarte bune și indicate, dar vă recomand să vă interesați exact ce anume acoperă și mai ales cât vă costă aceste asigurări pe lângă creditul care îl luați, cu cât vă va sălta rata lunară. Încă un lucru care Postbank îl oferă și multe bănci nu, este cumpărarea unei case cu avans 0%. Adică ei vă oferă și varianta de creditare 100% a unei locuințe, plus de asemenea vă oferă și bani de renovare pentru locuința dumneavoastră. Precum ziceam, la credite de nevoi personale, dobânda începe de la 1,75% dacă luați un credit de minim 10.000 de euro și îi puteți rambursa în 12 rate, adică în decurs de un an, și aveți și un scoring șufa cât de cât destul de bun. Atât, oferte pentru cont între 1,90 și 9 euro pe lună, cât și oferta pentru credit mi se par destul de bune. Și mă fac să mă declar un client mulțumit al filialei Postbank Herreberg în special și chiar vă recomand cu încredere pe consilierea mea, pe Maria Diana Tamen. Dacă timpul și distanța vă convine pentru a ajunge la Herreberg în vederea obținerii unui credit, mă rog, în primul rând în vederea obținerii unei consilieri înclinată spre avantajarea dumneavoastră. Aici, de regulă, stabilirea unui termin nu durează mai mult de 3 zile lucrătoare. Consilierea este total gratuită. Vă recomand să vă deplasați până la Herreberg și să o căutați în special pe doamna Maria Tamen. Eu am gustat câte puțin din toate. La rândul meu, am fost și eu anfängă, începător. Și știu cum e să fii tras în piept cu contractele în Germania și știu cât de greu e să găsești informația, de fapt, pusă cap la cap și corectă. Repet, nu am niciun beneficiu că v-am arătat aceste pliante, că vă discut despre Postbank. Nu am niciun fel de beneficiu din urma acestui video, decât inima împăcată că v-am recomandat o filială bancară de încredere. Încă ceva, ce de foarte mult timp vreau să fac pentru comunitatea noastră de 2000 de oameni, care deja v-ați abonat și vă mulțumesc, dar nu numai. Am stabilit cu directorul regional Credite Imobiliare din Herreberg o întâlnire față-înfață filmată, la care el va binevoi să răspundă la întrebările voastre cu referire la credite imobiliare pe care le veți lăsa în rubrica de comentarii ale acestui videoclip până la data de 20.02.2020. Astfel, vă mulțumesc încă o dată pentru vizualizare, dați un click pe butonul de like sau pe butonul de dislike, după cum v-a plăcut sau nu v-a plăcut acest videoclip. Nu uitați să distribuiți acest videoclip mai departe prietenilor voștri pe Facebook și, nu în ultimul rând, lăsați întrebările jos în rubrica de comentarii pentru a le putea pune direct directorului regional din Herreberg când voi face acest videoclip pe sfârșitul lunii viitoare. Până data viitoare, toate cele bune și numai bine! Pa, pa!